Oltenii aflați în căutarea unui loc de muncă în străinătate își pot depune CV-ul pentru unul din cele 1439 de joburi din 12 țări ale Uniunii Europene. Cele mai multe locuri de muncă sunt disponibile în Germania, Marea Britanie și Spania. Se caută atât muncitori cu studii superioare pentru activități din domeniul IT sau medical, dar și muncitori necalificați pentru agricultură sau producție. Prin rețeaua EURES avem disponibile 1439 de posturi în țările Uniunii Europene. Astfel, din Belgia avem 24 de posturi în domeniile prelucrarea cărnii, transporturi și în producție, din Danemarca 30 de posturi în servicii poștale, Finlanda 85 de posturi în agricultură, prelucrarea cărnii și în producție, din Germania 705 posturi în domeniile transporturi, auto, IT, producție, medical, servicii. Anul trecut, peste 100 de olteni au fost selectați să meargă la muncă în străinătate. Prin EURES, oamenii își găsesc un job cu contract și asigurare de sănătate. În anul 2017, prin rețeaua EURES, un număr de 131 de persoane au obținut contracte în țările Uniunii Europene astfel. În Spania, 95 de persoane, în Danemarca, 31 de persoane, în Portugalia, 3 persoane, Marea Britanie, 1 persoană și Norvegia, 1 persoană. Rețeaua EURES acoperă 32 de țări, dintre care 28 sunt din Uniunea Europeană și se adresează atât solicitanților de locuri de muncă interesați să meargă în altă țară pentru un loc de muncă sau de studiu, precum și angajatorilor care doresc să recruteze personal din străinătate.